Șeful PNL, premierul Nicolae Ciucă, nu va participa la alegerile pentru conducerea PNL Gorj de sâmbătă, deși a fost anunțat de către una din tabere. Nici ministrul de interne Lucian Bode nu va ajunge la conferința județeană. Însă vor fi prezenți șefa Senatului și ministrul fondurilor europene. Domnul premier nu va participa la aceste alegeri, nici domnul Bode. Spune sau a declarat în presă că va veni premier. Nu, eu știam. Se știe și la centru că nu vor participa nici domnul Ciucă, nici domnul Bode. A fost anunțat, președintele primar Gigel Știrbu a anunțat aseară în BPJ că nu vor participa. Vor veni alte persoane, da. De la centru, din ce am înțeles, Alina Gorghiu va participa, iar va veni pentru un bun prilej de comunicare a unor acțiuni ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. Sunt alegeri atipice, vă gândesc, să fim sinceri, sunt la jumătatea mandatului, e o chestiune inedită și eu îi înțeleg pe cei de la centru. Gheorghe Pecingină, care s-a hotărât să candideze pentru șefia PNL Gorj pe ultima sută de metri, consideră că are prima șansă la alegerile de sâmbătă. Ce șanse vă dați la aceste alegeri? Prima șansă. Și în cazul în care o să ieșiți cu a doua? Nu mă gândesc la această variantă, dar eu am candidat pentru că așa și-au dorit membrii Partidului Național Liberal. Nici o altă forță din exterior, nu nicio altă forță din altă parte, membrii Partidului Național Liberal de la Gorj, familia liberală din care fac și o parte. Fostul lider Dan Vâlceanu îl sprijină pe Gheorghe Pecingină în luptele din interiorul partidului.